Constantin Ștefan, fostul antrenor al echipei de handbal masculin Dinamo București, este noul tehnician al handbaliștilor alexandreni. Acesta a semnat cu echipa din Alexandria într-un moment important pentru CSM, promovarea în Liga Zimbrilor. Constantin Ștefan speră să facă figură bună la Alexandria, mai ales că lotul lui CSM este format doar din jucători tineri. Suntem cu o echipă nouă, o echipă care nu cunoaște fenomenul primii ligi naționale, jucătorii tineri, fără experiență și sigur este nevoie de foarte multă muncă, este nevoie de implicare totală a jucătorilor. Înțelegerea suporterilor, pentru că o să fie foarte greu, echipele sunt foarte puternice în Liga Națională și diferența este foarte mare. Constantin Ștefan a antrenat de-a lungul carierei echipe precum HC Odorheiu Secuiesc, HCM Constanța, Ucluj, Poli Timișoara și Dinamo. Ultima echipă a câștigat de 5 ori titlul național.